Bună ziua! Lecția 27 de limba română pentru persoane străine. Aceasta este pagina pe care o vom studia astăzi. Iată, dragii mei, în această imagine sunt două ace. Două ace. Ace de cusut. Ace de cusut. Vedem că acele au ață. Două ace de cusut. Acele, acestea sunt acele, au ață. Ața este de culoare roșie. Două ace cu ață roșie. Două ace cu ață roșie. Ce este acesta? Acesta este un cerc. Acesta este un cerc. Un cerc roșu cu alb. Un cerc roșu cu alb. Aceasta este o elice. Elice. Iar aceștia sunt cercei. Cercei. Câți cercei sunt? 1, 2. 1, 2 sunt 2 cercei. Sunt 2 cercei. Ace și cuvântul ace este scris aici. O săgeată, o liniuță, unește acele cu cuvântul ace. Da? Cerc. Cerc. Aici scrie cerc. O liniuță unește imaginea cercului cu scrisul, cu cuvântul cerc. Elice. Elice. Aici scrie elice. O liniuță unește imaginea elicei cu acest cuvânt, elice. Cercei. Cercei. Aici scrie cercei. O liniuță unește imaginea cerceilor cu acest cuvânt, cercei. Avem câteva cuvinte pe care trebuie să le punem în ordine. Are, marcel, alune, punct. Cu aceste cuvinte trebuie să formulăm o propoziție. Marcel are alune. Și la sfârșitul propoziției punem punct. Marcel are alune. Punct. Celina e cu Mircea, semnul întrebării. Celina e cu Mircea. Celina e cu Mircea, semnul întrebării. Acesta este un băiat. Băiatul poartă bluză albastră. Acesta este un băiat.
Băiatul poartă bluză albastră. Ce culoare are părul băiatului? Părul băiatului este negru. Părul băiatului este negru. Băiatul are părul negru. Ce întreabă băiatul? Băiatul întreabă cum e cerul. Cum e cerul? Acesta este cerul și cum este? Este înnorat. Cerul este înnorat. Pe cer sunt nori. Pe cer sunt nori. Cum e cerul? Cerul e înnorat. O fetiță, două fetițe. Fetița aceasta are părul roșcat și părul este prins în două codițe. O codiță, două codițe. Fetița are părul prins în două codițe. Ce culoare are părul acestei fetițe? Fetița are părul roșcat. Cum este părul fetiței? Părul fetiței este roșcat, prins în două codițe. Două codițe. Fetița râde sau plânge? Fetița râde sau plânge? Fetița râde. Ce întreabă fetița? Ce are Celina? Ce are Celina? Celina are o fundă sau o fundiță. Celina are rochiță roșie cu guler alb și o fundiță roșie. Celina are rochie roșie cu guler alb și fundă roșie. Are Celina părul roșcat sau părul castaniu? Celina are părul castaniu. Ceapă, ceas, narcise, ceainic, cerneală, școală, cerc, spice. Acest cuvânt care arată flori este în plus pentru că nu conține ce. Haideți să mai citim o dată. Acesta este grupul de sunete ce. Ceapă, ceas, flori, ceainic. Ceapă conține grupul ce. Ceas conține grupul ce. Flori nu conține grupul ce. Ceainic conține grupul ce. Cuvântul flori nu se potrivește cu celelalte cuvinte. Cerneală. Cerneală conține grupul ce. Școală. Școală nu conține grupul ce. Cerc. Cerc conține grupul ce. Spice. Spice conține grupul ce.
Cuvântul școală nu se potrivește cu celelalte cuvinte pentru că nu conține grupul C. Aceasta a fost lecția 27. Știți că veți găsi pe acest canal lecții începând cu numărul 1 și cât de multe voi putea să lucrez pentru dumneavoastră. Eu doresc ca acest canal să funcționeze gratuit și pentru aceea vă rog să vă abonați, căci am nevoie de cât de mulți abonați ca să pot să susțin cursurile acestea gratuite. Așa că vă amintesc să vă abonați înainte de a închide. Pentru că am ajuns la o lecție cu număr mare, am lucrat mult până acum. Îmi cer scuze. Vă sugerez, când vă arăt imaginea cu textul lecției, să faceți captură de ecran sau să copiați într-un fel în telefonul dumneavoastră imaginea lecției. Să o scoateți pe hârtie și să lucrați exercițiile, pentru că de acum ați învățat multe lucruri în limba română și știți să le și lucrați. Este foarte important exercițiul și e foarte important de asemenea să învățați să și scrieți. Dragii mei, vă mulțumesc pentru participarea la acest curs. Și ne vom revedea la cursurile următoare. Pentru cei care sunteți părinți, vă amintesc că pe canalul meu de YouTube veți găsi lecții de limba română și limba engleză, iar numărul meu de telefon, pentru cine are nevoie să vorbească cu mine în particular, este acesta. Și sunt profesoara Daniela. La revedere!